Cum a picat această ofertă, propunere? Spune-ne cum de-ai ajuns înapoi la Steaua după atâta timp. Pentru mine un mare surpriză a fost. Am venit un call la telefon și după step by step. Cine te-a sunat? Cine? În prima dată prietenul și după meme, un alt prieten. Crezi că poți câștiga titlul la anul? Asta e obiectivul clar al patrului. În viitor, sezon? În viitor, da. Serios, nu știu acum. Mâine fac o stabnie, fac o analiză cu toate problemele dincolo și după ne vedem. Ce așteaptă pe băieți începând de mâine? Mâine? Patronul vrea un program din acela. Am văzut la un interviu, dar am văzut. Da, mâine nu. Mâine este nu lejer, dar nu este un regim, nu stat regim direct. Primul obiectiv e cupa. Se joacă pentru. Existăm acum, da. Normal. Crezi că poți să-i pui pe picioare pe băieți așa repede sau e greu? Este dificil acum. Eu cred că în primul rând este schimbă mentalitatea și psihic. Nu este timp pentru pregătire bun acum. E un avantaj că lucrezi și cu Toni Petra, cu care ai mai lucrat? Nu este un avantaj, dar este un prieten foarte bun, este un antrenor, eu cunosc acum 11 ani și asta este un avantaj. Da, este. Și la fel cu Pinti. A fost, da. Îl găsești antrenor acum. Da, a fost un jucător și a fost un jucător foarte deștept și îmi place foarte mult și caracter foarte bun. Și asta e important. Pentru mine este foarte important om în staful cu caracter foarte bun. Și asta e. Pe Reghe Camp, la anul? Nu știu. Serios, nu știu. Spun cu el. Nu știu. Ce crezi că a lipsit în această perioadă? Pentru că au trecut foarte mulți ani de când Steaua n-a mai luat niciun titlu. Acum este 5 ani sau 6? 5 ani? Da, 5 ani. Este prea mult. It's too long. Dar echipa cum ți se pare? Cu Man, cu Coman, sunt jucători buni, peste ce ai avut? Da, sunt jucători buni și există în alte țara la fel jucători buni. Asta e problema. Mentalitatea aici este cu 20 ani, 21 ani, fac 2-3 meci buni și după este Ronaldo sau nu. Give me one day to check tomorrow and then we will see. Dar ce mesaj le vei transmite? Pentru cine? Pentru jucători, pentru că vezi și tu cum sunt văzut puțin ca vedete. Mâine personal cu jucătorii. Da. Mâine așa, personal. Pentru public, ce mesaj ai? Pentru public, bună ziua România! Ai văzut câteva meciuri ale echipei. Cum ți se pare lotul actual? Cu ce l-ai comparat? Cu lotul din prima ta perioadă sau din a doua perioadă? Nu, este lotul al treilea perioadă. Este totul diferit. Nu comparare cu prima sau a doua mandat, asta e totul diferit. Totul. În ce sens? Mentalitate de psihic puternică și are multe diferite puncte. Cu Gigi Becali, cum crezi că vei lupta? Nu știu, asta e acum, este prima dată, mâine. Ai pus mari speranțe în tine. Da, normal, cu Gigi niciun problem. Da, și-a pus mari speranțe în tine, adică tu vei fi principalul om de acolo. Eu nu sunt magician. Nu este Harry Potter sau Copperfield. Asta e un proces, start mâine și ne vedem unde este finala.